privit, așa cum ziceam, de la în ultimele săptămâni din Romani 1 până la Romani 5, dar mai ales din Romani 5, la această problemă a bucuriei în suferință. Cum putem ca să fim bucuroși chiar în mijlocul necazului? Și am pornit de la această incredibilă afirmație care o face Apostolul Pavel în Romani 5:3, unde el spune, dar nu numai atât, ci ne bucurăm chiar și în necazuri. Este o afirmație absolut incredibilă, absolut minunată și greu de înțeles cum putem să ne bucurăm în mijlocul necazului. Și am căutat împreună să vedem cum este posibil așa ceva. Cum putem într-adevăr să ne bucurăm în necazuri sau în suferință. Nu vrem doar să fie o lozincă, nu vrem să fie doar o zicală, vrem să experimentăm aceste lucruri. Pentru că suferința și necazul sunt inevitabile. Dar bucuria prin suferință, bucuria în mijlocul necazului, nu este inevitabil, este ceva deosebit și aparte, este o lucrare spirituală care lucrează Duhului Dumnezeu și vrem să avem parte de acea lucrare. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să ne uităm la câteva aspecte practice, mai ales când vine vorba de bucurie în mijlocul necazului. Vrem să ne uităm la câteva realități în această dimineață teologice, care au corespondente practice, și de seară să ne uităm realmente practic ce putem face ca să luptăm, să ne deprindem, ca să avem bucurie în mijlocul necazului. Sau, să punem altfel problema, ce să facem când nu avem bucurie în mijlocul necazului. Și nu numai în mijlocul necazului. Ce să facem când nu avem bucurie? Să vedem care este soluția în mod practic, care sunt conceptele de bază și practicile care ne pot ajuta. Ca atare, ne vom uita în această dimineață și în această seară, cu ajutorul Domnului, la ceea ce înseamnă lupta pentru bucurie. Lupta pentru bucurie. Și ca să fie ușor de ținut minte, mesajul în această dimineață este aliterat, încât fiecare punct începe cu litera P. Și este simplu de ținut minte, vi le notați și puteți ca să rețineți. În primul rând, trebuie ca să avem în vedere porunca și promisiunea de a ne bucura în Dumnezeu. Trebuie ca să realizăm că, într-adevăr, bucuria creștină este un dar de la Dumnezeu, dar în același timp trebuie ca să realizăm că trebuie să luptăm pentru a avea bucurie. Nu este ceva pasiv, nu este ceva unde doar stăm și așteptăm și atât. Și în mod miraculos, deși este o minune care o lucrează Dumnezeu, ea se întâmplă fără niciun efort, fără nicio deprindere. Este o poruncă a lui Dumnezeu care trebuie împlinită să ne bucurăm în El. Este un imperativ din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pentru slava Lui și împlinirea poruncii biblice de a ne bucura în El îndeplinește acest scop pentru care am fost creat. El vrea ca noi să arătăm slava Lui prin faptul că noi ne bucurăm în El, ne bucurăm prin El. John Piper zicea la un moment dat că Dumnezeu este glorificat prin noi atunci când noi suntem împliniți sau suntem fericiți în El. Dumnezeu arată glorios, arată ca ceea ce este, cel mai prețios lucru în acest univers, când eu îmi găsesc satisfacția maximă în El. Degeaba spun despre Dumnezeu că eu îl iubesc cel mai mult pe Dumnezeu, că Dumnezeu este cel mai glorios lucru, dacă eu îmi găsesc împlinirea și fericirea în alte lucruri. Practic, cu vorba spun una, dar cu fapta fac alta. Eu zic că Dumnezeu este cel mai frumos lucru, dar tot timpul privesc la altceva. Eu zic că Dumnezeu este cel mai minunat lucru, dar totdeauna mă bucur de altceva. Eu zic că Dumnezeu este cel mai glorios, dar sunt împlinit de alte lucruri. Practic, viața mea nu-L arată pe Dumnezeu ca și fiind glorios. Dar atunci când ne găsim satisfacția maximă în Dumnezeu, atunci când îl iubim pe Dumnezeu și ne bucurăm de El, mai mult decât orice lucru material, mai mult decât orice binecuvântare, atunci transmitem mesajul corect celor din jurul nostru că Dumnezeu este într-adevăr cel mai glorios pentru că ne găsim maxima satisfacție în El.
N-am putea găsi un lucru, n-am putea găsi o persoană care să ne îmbucure mai mult decât Dumnezeu. Nici copiii noștri, nici soțul sau soția noastră, nici frații noștri, colegii noștri. Nimic nu ne poate îmbucura mai mult și nimic nu poate produce mai multă satisfacție decât avea o relație cu Dumnezeu. Și lucrul acesta îl arată pe Dumnezeu ca și fiind glorificat. Dacă vă uitați cu atenție în Sfintele Scripturi, veți găsi acest imperativ repetat peste tot în Scriptură, ca noi să ne bucurăm în Dumnezeu. Și acest imperativ este un imperativ universal. Toți oamenii trebuie să bucure în Dumnezeu. De fapt, Biblia ne arată că inclusiv creația trebuie să se bucure în Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. Psalmul 96 cu 11, și o să vă las să citiți acasă, dar fi zeci de citate care vorbesc despre faptul că creația este datoare să se bucure în Dumnezeu. Popoarele lumii acesteia, Psalmul 67 ne spune că trebuie să se bucure în Dumnezeu, să-i dea laudă și slavă și să-și găsească satisfacția în Dumnezeu. Poporul Israel, care este poporul ales, poporul cu care Dumnezeu are un legământ aparte, este chemat și este poruncit. Citiți acasă Psalmul 149, de exemplu, ar fi din nou 10 de versete, ca să-și găsească bucuria și satisfacția în Dumnezeu. Și în Noul Testament, începând cu Domnul Iisus și încheiind cu apostolii lui, peste tot avem această poruncă, acest imperativ de a ne bucura în Dumnezeu, de a fi bucuroși. Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5 la un moment dat spune: bucurați-vă întotdeauna. Întotdeauna trebuie ca să avem bucurie în Dumnezeu, în toate circumstanțele, în orice vreme, în orice timp, în orice necaz. Trebuie ca să avem această bucurie. Bucuria creștină este o datorie a creștinului. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Și trebuie să ne luptăm ca să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să ne luptăm ca să păzim poruncile lui Dumnezeu. Bucuria creștină este o luptă. Este o disciplină. Apostolul Pavel spune la un moment dat că el s-a deprins să fie mulțumit în toate circumstanțele. Trebuie să conștientizăm faptul că bucuria în Dumnezeu este ceva care trebuie cultivat. Este ceva pentru care trebuie luptat. Trebuie să ne deprindem ca să fim bucuroși. Pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să facem acest lucru. Cei mai mulți dintre noi nu avem bucurie pentru că nu facem nimic pentru a cultiva acea bucurie în viața noastră. La fel cum, dacă nu muncim, nu putem ca să avem rezultatele muncii noastre. Dacă nu muncim pentru a cultiva bucuria în Dumnezeu în viața noastră, nu avem cum să avem bucurie. Dacă nu ne luptăm pentru a avea bucuria în Dumnezeu, nu avem cum ca să avem bucurie. Înțelegem în toate domeniile vieții noastre că dacă vrem să obținem ceva, trebuie să ne luptăm pentru acel lucru. Trebuie să depunem efort. Trebuie să ne deprindem. Ne trezim dimineață și muncim până seara. De ce? Ca să obținem ceva. Ne luptăm pentru ceva. Ne luptăm pentru copiii noștri, să le oferim un trai mai bun. Ne luptăm pentru familiile noastre. Ne luptăm pentru noi. Cât de mult ne luptăm pentru a fi bucuroși într-adevăr în Dumnezeu? Cât de mult ne deprindem ca să împlinim această poruncă? Posibil că foarte puțin, și de aceea ni se pare straniu ca să avem o bucurie permanentă, persistentă, în orice circumstanță în Dumnezeu. Pentru că nu ne luptăm pentru ea. Pentru că nu ne deprindem ca să fim bucuroși. Să știți că Dumnezeu ia mult mai în serios bucuria ta în El decât o iei tu. Pentru Dumnezeu e foarte importantă bucuria ta. Bucuria copiilor Săi nu este opțională pentru Dumnezeu. Pentru mulți dintre noi, bucuria în Dumnezeu este opțională. Este de dorit, dar deseori iluzorie. Pur și simplu este un concept. Am auzit despre oameni care sunt tot timpul fericiți în Dumnezeu. Am auzit despre oameni care au trecut prin necaz și totuși nu și-au pierdut bucuria în Dumnezeu. Dar ăștia sunt mituri. Ăstea sunt niște mega guru spiritual. Eu n-aș putea vreodată să experimentez așa ceva. Fals.
Fiecare dintre noi, fiecare dintre noi are datoria să se bucure în Dumnezeu în toate circumstanțele. Și Dumnezeu vrea lucrul acesta pentru fiecare dintre copiii Lui. Este lucrarea Duhului Sfânt de a produce bucuria și satisfacția în Dumnezeu pentru orice om născut din nou, pentru orice om regenerat. Ca atare, fiecare dintre noi trebuie să împlinim porunca lui Dumnezeu de a ne bucura în El. Pentru Dumnezeu, bucuria ta este un lucru cât se poate de serios. Este o poruncă a Lui, este o proclamare a Lui, un decret, este o promisiune a Lui. El poruncește ca să te bucuri în El și El promite că va lucra această bucurie în inimile noastre. El o realizează, El o garantează. El nu doar că îți spune să faci acest lucru, dar El garantează că această realitate este posibilă și că ea va deveni o realitate în viața ta. Parțial acum și aici, fiecare dintre noi am gustat și gustăm din bucuria care provine din Dumnezeu și în mod desăvârșit, pentru veșnicie, când El ne va glorifica și vom fi în prezența Lui veșnic. El va lucra în mod definitiv bucuria noastră în El în mod permanent. El promite acest lucru. Nu este opțional. Dacă ești într-adevăr copilul Lui, vei fi bucuros în Dumnezeu, în prezența Lui, pentru veșnicie. Și poți ca să guști din acea bucurie încă de acum, în acest trup de carne, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu ia foarte în serios această poruncă și Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să o împlinim, să gustăm cât de bun este El, să ne bucurăm în nădejdea slavei care urmează. În al doilea rând, este pacea care o avem. Am zis în mesajele trecute că temelia pe care ne arată Apostolul Pavel că se zidește bucuria creștină este Evanghelia. Adică justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu prin credință. Apostolul Pavel spune în versetul 1 și 2, de aceea fiindcă am fost îndreptățiți, justificați prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har și în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei Lui, slavei Lui Dumnezeu. Dacă nu ai această pace, nu ai cum să ai bucuria care provine din ea. Dacă nu ai această pace care vine din Evanghelie, care vine prin realitatea că ai fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, nu ai cum să ai bucurie. Frații mei, Evanghelia în primul rând trebuie cunoscută. Trebuie să ne punem întrebarea dacă cunoaștem Evanghelia, dacă știm că am fost îndreptățiți prin credință și de aceea avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pavel sumarizează aici, după ce a expus în 4 capitole în detaliu Evanghelia, după ce a expus-o și a exemplificat-o în capitolul 4, de exemplu, sumarizează această realitate prin acest verset. Și el scrie unor oameni care ar trebui ca să cunoască Evanghelia. Când el spune că suntem îndreptățiți prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, în mintea credinciosului, lucrurile acestea trebuie să însemne ceva. Ei trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest lucru. Întrebarea mea pentru tine este dacă tu cunoști Evanghelia. Dacă știi ce este Evanghelia. Dacă te-aș întreba ce înseamnă că ai fost îndreptățit. Frate, eu nu știu teologie. Asta nu e teologie. Asta e Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dacă te-aș întreba ce înseamnă că ai fost îndreptățit prin credință, ce înseamnă asta pentru tine? Ce spune Biblia despre îndreptățirea care vine doar prin credință, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Frate, eu nu fac teologie. Asta nu e teologie. Asta e Evanghelia. Secretul bucuriei în orice circumstanță este ca să cunoști Evanghelia, sau o parte din secret. Dacă te-aș întreba ce înseamnă că avem pace, de ce avem nevoie de pace? Păi frate, înseamnă că e un sentiment din ăsta lăuntric, de liniște? Nu. Înseamnă că erai dușman cu Dumnezeu.
Că prin faptul că ai fost născut în păcat, prin faptul că strămoșii noștri, Adam și Eva, au plonjat această lume în păcat, prin răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu, noi ne-am născut în dușmănie cu Dumnezeu. Înseamnă că mânia lui Dumnezeu se revărsa asupra ta. Dar Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, te-a împăcat cu El, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă, și asta nu-i teologia, asta e Evanghelia. Și dacă nu o cunoști, n-ai cum să ai bucurie. Dragul meu, dacă nu cunoști Evanghelia, nu ai cum să crezi Evanghelia. Foarte mulți oameni credincioși în ziua de astăzi care nu cunosc nimic, dar ei cred. Să și spun, am avut o interacțiune la un moment dat cu mai mulți credincioși, într-o dezbatere publică, dar cumva neplanificată. Și finalul dezbaterii a fost, fraților, nu contează așa de mult ceea ce credem. Contează să credem ceva. Nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu nu scrie așa ceva. Contează ceea ce crezi. Și nu poți crede ceea ce nu știi. Nu poți crede Evanghelia dacă nu știi ce este Evanghelia. Nu poți ca să te încrezi în vestea bună a Domnului Iisus Hristos dacă nu știi ce este aia, vestea bună a Domnului Iisus Hristos. Este cât se poate de logic. Iar dacă nu crezi Evanghelia, nu ai cum să te bucuri din pricina Evangheliei. De aceea Pavel ne spune, dar nu numai atât, ci ne bucurăm în necazuri, știind că... Știind Evanghelia, cunoscând Evanghelia, cunoscând aspecte diferite ale Evangheliei, implicațiile Evangheliei, cunoscând cum Evanghelia lucrează în viața noastră, putem ca să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Dar dacă nu știi nimic? Evanghelia nu doar că trebuie cunoscută, Evanghelia trebuie crezută. Cunoașterea Evangheliei nu este suficient. Sunt mulți oameni care nu au fericirea creștină pentru că ei doar cunosc Evanghelia. Unii chiar o predică, unii chiar dau lecții despre Evanghelie, unii sunt chiar profesori de teologie. Ei cunosc Evanghelia, dar ei nu cred Evanghelia și de aceea nu au bucuria Evangheliei. Cunoștința teoretică nu este suficient. Noi nu trebuie doar să cunoaștem, ci trebuie să credem vestea bună a Evangheliei. Trebuie să cunoaștem, pentru că este primul pas, dar ea trebuie crezută. Noi trebuie să ne însușim ca și fiind vestea bună pentru noi. Și Pavel subliniază de două ori în Roman 5, de la 1 la 2, faptul că este prin credință aplicată această pace în viața noastră. Pacea cu Dumnezeu nu vine doar prin simplu fapt că cunoști ceva despre Dumnezeu, că cunoști Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Pacea cu Dumnezeu vine doar prin realitatea că tu te încrezi în jertfa Domnului Iisus Hristos. Că este jertfa Lui pentru tine. Altfel nu ai pace cu El. Evanghelia cunoscută, dar nu crezută, nu va produce pace și bucurie, ci doar condamnare în viața ta. Evanghelia trebuie cunoscută, Evanghelia trebuie crezută și Evanghelia trebuie conștientizată în viața noastră în mod continuu. Evanghelia, odată crezută, produce anumite realități spirituale în care noi trebuie să trăim prin credință. Dacă nu conștientizezi acest lucru, nu te poți bucura de ele. Dacă trăiești inconștient de aceste realități care tu zici că le crezi, nu conștientizezi că ele există, că ele se aplică vieții tale, că ele sunt prezente în viața ta, nu ai cum să te bucuri. Cum știi dacă le conștientizezi? Cum știi dacă tu trăiești cu acest gând? Priviți la ceea ce zice Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune că nu doar că cunoaștem această Evanghelie, nu doar că noi o credem, ci noi ne și lăudăm în nădejdea slavei Lui sau ne bucurăm în nădejdea slavei Lui. Depinde ce traducere aveți. Nu este nicio contrazicere acolo. Cuvântul folosit pur și simplu vrea ca să ne transmită că este o bucurie de așa natură încât ea este public văzută. Nu este o bucurie de genul eu, fraților, eu sunt așa de bucuros.
Nu. Este o bucurie care este exprimată. Este o bucurie așa de profundă și așa de reală, încât noi o împărtășim cu cei din jurul nostru. C.S. Lewis zicea la un moment dat că el observă că lucrurile care ne produc bucurie decurg automat în laude. În mod natural, când vedem un lucru care ne îmbucură, un lucru care ne este drag, începem și îl lăudăm. Când ne trezim dimineața și ieșim afară și vedem cerul minunat și zicem, ce zi minunată. Când vedem florile frumoase care ne îmbucură și ne înveselesc, începem și spunem celui de lângă noi, uite ce flori minunate, ce culori. Da? Când vedem un lucru care ne îmbucură, în mod natural îl lăudăm. Împărtășim acea bucurie cu cei din jurul nostru. Este o bucurie vizibilă. Este o bucurie exprimată. Asta este lauda la adresa obiectului sau persoanei care te îmbucură, care îți produce fericire. Dacă soția ta îți produce fericire, ce faci? Îi faci complimente. Draga mea, ești cea mai frumoasă. Mă faci cel mai fericit. Pentru că ea te îmbucură, tu o lauzi. Dacă ai lăuda-o, poate te-ar îmbucura mai mult. Da? Doar un sfat practic. Lauda este o bucurie vizibilă. Este exprimarea bucuriei lăuntrice. Întrebarea pentru a ne verifica este, cu ce te lauzi? Ce este vizibil și audibil din ceea ce îți produce ție bucurie? Ce lucru te îmbucură așa de mult încât atunci când te întâlnești cu cineva nu te poți răbda să le spui despre acel lucru? Pentru cei mai mulți oameni, lucrurile acelea nu sunt Evanghelia. Te întâlnești cu cineva, nu l-ai văzut de mult timp, un coleg. Hai să-ți arăt pe copilașii mei dragi. Uite, scumpii de ei, dragul, scumpul, mâncața ai ființa al ei, nu știu. Da? Hai să-ți arăt casa care mi-am cumpărat-o. Hai să-ți arăt mașina. Hai să spun despre jobul fantastic care l-am. Și discuți o oră și te lauzi cu toate lucrurile care îți produc bucurie. Și nu discuți nimic despre Domnul Iisus și despre jertfa Lui și despre lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Pentru că poate că nu-ți produc nicio bucurie. Și nu ai cu ce să te lauzi. Pentru creștin, lauda la adresa lui Dumnezeu este prezentă în mod constant pentru că este bucuria supremă faptul că Dumnezeu este prezent în viața lui. Și este inevitabil când discutăm cu cei din jurul nostru, când ne lăudăm la cei din jurul nostru, este inevitabil faptul că ne vom lăuda cu Hristos. Pentru că El produce pentru noi cea mai mare bucurie. Mai mare decât copiii noștri, mai mare decât averile noastre, mai mare decât succesele noastre. Cu ce te lauzi? Cum se exprimă bucuria ta în mod audibil și vizibil? Va trăda care este cu adevărat bucuria ta. 3. Perseverență sau răbdare. Apostolul Pavel ne arată că este important ca să perseverăm, să răbdăm, să așteptăm. Răbdarea nu este doar o simplă așteptare, ci este o așteptare în nădejde, în speranță. El spune, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce sau produce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Nu este simplu fapt de a aștepta sau de a răbda, ci este o așteptare care produce speranță. A răbda fără nădejde, este deosebit de dureros. A răbda fără vreo speranță este deosebit de dureros, dar a aștepta, a răbda în nădejde, în speranță, este deosebit de dulce. Cât de dulce este răbdarea așteptării celor dragi? Este greu, sigur, da? Am plecat de o lună de zile din America. Am revenit în România și urmează să mă duc înapoi în America să-mi aduc familia înapoi. Nu i-am văzut de o lună de zile. Este greu despărțirea. Este greu ca să fiu departe. Este greu să răbd, să aștept. Dar este și deosebit de dulce, pentru că am nădejdea faptului că ne vom revedea. Aștept ca în câteva zile, ca să-i văd, să-i îmbrățișez. Am această speranță. De asemenea,
avem speranța de a-L vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos. Noi nu răbdăm fără speranță, ceea ce ar fi oribil. Imaginează să răbzi pur și simplu dureri, lipsuri, suferință, traumă și să nu ai vreo speranță, să nu ai vreo nădejde. Și noi răbdăm cu nădejdea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Prin credință avem acest privilegiu de a răbda, știind că finalul este glorios și știind că finalul este sigur, este sigur. La fel cum este dulce realitatea că așteptând pe cei dragi ai mei, la un moment dat se va culmina într-o bucurie minunată, este cu atât mai dulce și mai minunată realitatea că răbdarea mea de acum produce o glorie infinită. Produce o bucurie infinită în prezența slavei și gloriei lui Dumnezeu. Ca tare, noi trebuie să răbdăm, dar noi răbdăm cu nădejde. Și Pavel ne spune că această răbdare produce efecte pentru că ea activează în noi dorința, credința, nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ea afectează ceva în lăuntrul nostru. Dacă suntem al lui Dumnezeu, ne spune Pavel, această nădejde care este activată, care este stimulată prin faptul că acum răbdăm, acum suferim, acum suntem departe de acel punct final. Dacă suntem al lui Dumnezeu, El ne spune că această nădejde nu va da greș și nu ne va înșela niciodată. Însă, zice El, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că ea, această nădejde, este întărită, este lucrată, este susținută, este garantată prin puterea Duhului Sfânt în inimile noastre. Eu știu că orice ar fi, nimic nu va separa de dragostea lui Dumnezeu pentru mine. Nimic. Eu am nădejdea că o să-mi văd familia în câteva zile. Dar n-am garanția că o să-i văd în câteva zile. Am nădejdea că o să-L văd pe Hristos. Și am garanția lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt și prin prezența și pecetluirea Duhului Sfânt asupra vieții mele că o să-L văd pe Dumnezeu, orice ar fi. Orice s-ar întâmpla. În zilele care urmează, în anii care urmează, oricâte zile mai am pe acest pământ, oricât de îndurerate ar fi ele, oricât de mult aș suferi, am garanția prin lucrarea Duhului Sfânt în viața mea că îl voi vedea pe Dumnezeu. Această nădejde nu mă poate înșela. Celelalte speranțe mă pot înșela. Dacă speranța fericirii mele este altceva decât această nădejde sigură, voi fi înșelat. Și cât de oribil ar fi să rebzi o viață întreagă pentru o speranță care te-a înșelat. Dumnezeu te cheamă să aștepți, să rebzi, să perseverezi în nădejdea slavei Lui, care este o nădejde sigură. 4. Trebuie ca să avem puterea care provine din Evanghelie. Când vorbim despre perseverare, când vorbim despre bucurie în necaz, când vorbim despre viața aceasta creștină, deseori întâlnim asemenea comentarii. Frate, dar nu știu dacă voi putea. Nu știu dacă voi avea puterea necesară ca să fac acest lucru, să răbd până la capăt. Exact. Nu știi dacă vei putea, nu ai puterea necesară ca tu să perseverezi până la capăt, nu ai puterea necesară ca prin propriile tale forțe și inițiative să ai bucurie în mijlocul necazului. Vestea bună a Evangheliei este că puterea necesară pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea nu este puterea noastră, ci este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia nu este vestea bună că tu prin propriile puteri te poți mântui. Evanghelia nu este vestea bună că tu prin propriile puteri te poți sfinți. Evanghelia nu este vestea bună că prin propria inițiativă și prin propria putere vei ajunge glorificat. Evanghelia este vestea bună că prin puterea lui Dumnezeu ai fost mântuit, ești sfințit și vei fi glorificat. Pavel știe
că toate aceste lucruri sunt dincolo de puterile noastre. Și El ne atrage atenție să nu cumva să credem că ele țin de puterea noastră. Și ne încurajează. Și spune în versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Deci cu atât mai mult acum, versetul 9, când suntem socotiți neprieniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împărcarea. Ați observat ce zice Apostolul Pavel? Noi eram fără putere când am fost împăcați cu Dumnezeu. Nu puteam face nimic, eram morți în păcatele noastre. Și atunci când eram fără putere, neputincioși, Hristos, prin puterea Lui, ne-a mântuit. Nu prin puterea noastră, nu prin contribuția noastră, ci prin puterea Lui. Dar Apostolul Pavel este cât se poate de explicit și ne explică că nu este vorba doar de starea noastră trecută, ci el face o aplicație la prezentul nostru și spune căci dacă atunci când eram, cu mult mai mult acum, dacă atunci când eram neputincioși, El ne-a mântuit prin puterea Lui. De ce crezi, creștine, că acum, când ești justificat, vei fi sfințit prin altceva decât prin puterea Lui? De ce crezi că vei obține bucuria creștină prin altceva decât prin puterea Domnului Iisus Hristos, lucrat în viața ta prin Duhul Sfânt? Ce putere ai avut tu când ai fost împăcat cu Dumnezeu? Nicio putere. De ce acum te bazezi pe propria ta putere, pentru bucuria ta, pentru perseverența ta? Apostolul Pavel ne atrage atenția și spune, există o sursă de putere care te-a mântuit, care nu ține de tine, care nu provine din tine. Și există aceeași sursă de putere care provine din Dumnezeu, care este comunicată prin Evanghelia Lui, care ne va îmbucura, care ne va face să perseverăm, care ne va face să stăm tari în această luptă. Dacă nu te cuplezi la puterea care provine prin Evanghelie din Dumnezeu, vei fi întotdeauna fără benzină în rezervor, să folosesc o expresie. Lucrurile nu vor merge. Ai nevoie să înțelegi că puterea care va produce această bucurie nu este puterea ta. Puterea care va produce această perseverență în viața ta nu este puterea ta, ci este puterea celuia care a murit ca să te mântuie. El te-a mântuit când tu erai fără putere, El te păstrează prin puterea Lui și El promite că te va glorifica prin puterea Lui. Nu vei putea și nu ai puterea să realizezi această lucrare în viața ta. Nu vei putea prin propria putere ca să fii fericit în mijlocul unei boli. Nu vei putea ca să ai bucurie când îți moare un copil. Nu vei putea ca să fii bucuros și împlinit în Hristos atunci când pierzi totul. Ce ai economisit o viață întreagă. Nu vei putea. Dar nu ți se cere să poți tu. Ci se cere să te încrezi că prin puterea Lui El lucrează toate aceste realități în viața ta. Asta ți se cere, să crezi. Și asta ți se dă în dar, credința. 5. Trebuie să ai o perspectivă corectă întotdeauna. Tindem să privim totul printr-o perspectivă greșită. Și Pavel știe acest lucru, că noi întotdeauna tindem să ne uităm unde n-ar trebui să ne uităm. Tindem ca să avem o perspectivă umană asupra lucrurilor. Și el vine și sublinează aceste două afirmații despre bucuria creștină și le susține cu o temelie puternică. Ne îndreaptă ochii întotdeauna la realitățile spirituale. Ne dă o perspectivă corectă asupra lucrurilor și ne îndreaptă ochii întotdeauna înapoi înspre Hristos. În versetul 3 și versetul 11, Pavel afirmă că noi ne bucurăm și că trebuie să ne bucurăm chiar și în mijlocul suferinței.
Dar în celelalte versete din acest pasaj, Pavel vine și ne îndreaptă privirea înspre Hristos. Pentru că el știe că în momentul în care discută problema bucuriei, problema suferinței, noi ne vom uita la lucrurile umane, la lucrurile pământești. Păi Pavel, dar cum să mă bucur? Că uite, mă uit la suferința mea. Mă uit la necazul meu. Pavel îmi spune, nu mai te uita la necazul tău. Pavel, dar cum să mă bucur? Pentru că, uite, n-am niciun motiv de bucurie aici pe acest pământ. Și Pavel vine și spune, exact, nu te mai uita la motivele de bucurie de pe acest pământ. Nu mai privi la suferința ta. Privește la Scriptură. Nu mai privi la cancerul tău. Privește la Hristos. Nu mai privi la boala ta. Privește la Biblie. Nu mai privi la datoriile tale. Privește la darul nemeritat care îl primești prin har. Dacă privești tot timpul la tine, la circumstanțele tale, la boala ta, la suferințele tale, nu vei avea bucurie. Dar dacă îți schimbi perspectiva înspre cer și privești țintă la Hristos întotdeauna, nu mai contează cancerul din trupul tău, nu mai contează boala din trupul tău, nu mai contează greutățile din viața ta. După operație m-am dus la control și chirurgul care m-a operat este un creștin și m-a întrebat cum decurg lucrurile, cum a operat două lucruri deodată, au scos și fiara și tiroida și cumva era îngrijorat că având două operații deodată ar fi mai greu, mai grea recuperarea. Și m-a întrebat, domnul Marian, cum? Eu am fost cât se poate de sincer, pentru că Domnul a fost bun cu mine, recuperarea chiar a fost foarte ușoară și am zis, niciuna, nici alta n-a fost mai grea dintre cele două operații. Ambele s-a părut ok, mă simt bine. Și chirurgul a zis, da, nu mă mir, tu ai alte priorități și alte perspective decât lucrurile acestea pământești. Și am stat așa în sine, așa gândit, bine ar fi să am. Eu am zis așa un fapt divers, domnule, nu mă doare nimic. Care sunt prioritățile tale? Care e perspectiva ta? Dacă sunt lucrurile pământești, tot timpul te vaieți. A, mă doare aia, mă doare cealaltă, mi-e greu, sărac, îs așa, îs așa. Dar dacă ai o perspectivă cerească, dacă ești ascuns cu Hristos în locurile cerești, dacă înțelegi care este moștenirea ta, dacă înțelegi ceea ce Hristos a făcut pentru tine, dacă privești tot timpul la Hristos, nimic nu-ți va fura bucuria. Nimic. Nici o boală, nici o suferință, nici o încercare. Perspectiva corectă, a privi țintă la Hristos, ne ajută, ne incapacitează de a fi bucuroși și în suferințele noastre. Care perspectivă o ai asupra suferinței? La ce te gândești când suferi? La ce privești? Dacă ai o perspectivă incorrectă, nu vei avea bucurie. Dar dacă ai o perspectivă și o percepere corectă, vei avea bucurie în toate circumstanțele. Apostolul Pavel vrea ca să ne atragă atenția că suntem responsabili ca să fim bucuroși chiar în mijlocul suferinței. Și în același timp, să ne atragă atenția că această poruncă este împlinită prin promisiunea lui Dumnezeu că El va lucra aceste lucruri în viața noastră. Și că Evanghelia nu este doar vestea bună care am cunoscut odată și am uitat-o, ci este vestea bună prin care Dumnezeu lucrează aceste realități spirituale în viața noastră. Este un adevăr așa de profund și așa de puternic că dacă este cunoscut, dacă este crezut și dacă este conștientizat în mod continuu, el produce, ea produce în viața noastră bucurie chiar și în mijlocul necazului. Cu ajutorul Domnului, de seară, vom privi la aspecte mai practice. Ce putem face practic când nu avem bucurie? Ce putem face practic când ne confruntăm cu suferință și bucuria noastră este pusă în pericol? Realmente, zi de zi, oră de oră, ce pot eu ca să fac ca Dumnezeu să lucreze prin instrumentele Harului care le-a lăsat la dispoziția noastră
Și vom căuta să devenim din ce în ce mai mult bucuroși în Hristos, chiar în mijlocul necazului. Amin? Amin. Amin. Amin.